Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț reamintește tuturor angajatorilor obligativitatea de a lua un pachet de măsuri minimale în vederea prevenirii accidentelor legate de căldura excesivă care ar putea duce la apariția unor accidente de muncă grave. Conform dispoziției Ordonanței de Urgență 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă, angajatorii trebuie să asigure următoarele măsuri minimale pentru ameliorarea condițiilor de muncă: reducerea intensității și ritmului activităților fizice, asigurarea ventilației la locurile de muncă, alternarea efortului dinamic cu cel static, alternarea perioadelor de lucru cu perioade de pauză în locuri umbrite cu curenți de aer. În ceea ce privește menținerea stării de sănătate a angajaților, vorbim de asigurarea apei minerale adecvate, câte 2-4 litri pe persoană pe schimb, asigurarea echipamentului individual de protecție și asigurarea de dușuri. Angajatorii care nu pot asigura condițiile sus menționate vor lua de comun acord cu reprezentanții sindicatelor sau reprezentanții aleși asalariatului caz următoarele măsuri: reducerea duratei zilei de lucru, eșalonarea pe 2 perioade a zilei de lucru până la ora 11 și până la ora 17. Legislația muncii cere ca angajatorii care știu că au angajați bolnavi ce nu suportă canicula să procedeze pe lângă măsurile de reducere a programului de muncă și asigurarea de apă minerală la schimbarea locului de muncă. Lucrurile cu asigurarea continuității activității în locul în care aceasta nu poate fi întrerupte, potrivit prevederilor legale. Pentru prevenirea unor îmbolnăviri determinate de muncă în condiții de temperatură extremă, angajatorii trebuie să asigure un examen medical la angajare, control medical periodic, urmărind depistarea precoce a contraindicațiilor pentru munca la temperaturi crescute, primul ajutor și transportul la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanei afectate, trecerea după posibilități în alte locuri de muncă sau reducerea programului de muncă pentru persoane cu afecțiuni care au contraindicații privind munca la temperatură extremă. Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț vor trece în perioada următoare la controle pe tema respectării legislației referitoare la asigurarea condițiilor minimale în caz de caniculă. Toate încălcările legislației în domeniul securității în muncă vor fi sancționate prin amenzi consistente. Pe durata întreruperii colective a lucrului, contractele individuale de muncă sau asalariaților se mențin, perioada de întrerupere constituind vechime muncă. În situația în care inspectorii constată că urmarea controlelor nu au fost luate măsuri de prevenire de către angajatori, aceștia pot fi sancționați cu amenzi contravenționale cuprinse între 1.500 și 2.500 de lei. În teritoriu există societăți care respectă prevederile legale, în special cele ai căror muncitori lucrează în stradă. La societatea Drupo, aparținând Consiliului Județean, au fost deja stabilite măsurile în Comitetul de Securitate a Muncii. Această măsură am discutat-o în Comitetul de Securitate și Sănătate Muncă, care a avut loc marți acum, și am stabilit că pe perioada de caniculă, deci să dăm la personalul nostru apă minerală, 4 litri de apă pe persoană. Dacă se impune în momentul în care temperatura este prea ridicată la prânz, o să alternăm cu pauze de pentru perioadele de caniculă și prelungim un pic perioada de lucru. Și operatorul de salubritate Romașcan, Societatea Rosal, a trecut la protejarea angajaților săi de valul de caniculă care a cuprins Romanul. De mâine o să schimbăm programul de la ora 6, nu va mai fi la ora 6, va fi de la ora 5 dimineață. Se vom distribui apă în momentul în care se ridică temperatura și depășește 30 de grade și apoi, dacă măsurile o impun și se va repeta caniculă în fiecare zi, vom reduce programul de lucru ca și anul trecut. Cât salariați aveți în societate care lucrează direct în stradă? 70. De câteva zile și la Roman a coborât iadul pe pământ, temperatura termometrului ridicându-se la 32 de grade Celsius cu un accentuat disconfort termic și fără niciun fel de precipitații. Și pentru zilele următoare sunt estimate aceleași temperaturi insuportabile. Din păcate, în societățile mici, angajatorii nu respectă măsurile de securitate a muncii, riscând viața angajaților fără ca ITM să aibă capacitate de control total din cauza personalului insuficient.